De ce ați dorit să scrieți această carte? M-am gândit că ori o scriu acum, ori nu mai scriu. Totuși am ajuns și eu la oarecare vârstă și rămânea să fac alegerea. O să-mi povestesc și propria viață sau nu o să zic nimic, să se muncească alții să caute dacă vor avea vreun interes pentru mine și pentru opera mea. Nu, m-am amuzat și eu m-am amuzat. În sfârșit, mi-am amintit de multe lucruri, am încercat să le reconstitui, dar destinatarul rămâne cititorul. Există și o mulțime de mituri în jurul personalității. În jurul meu, da, pe dacă eu m-am ocupat de mituri în istoria românească, alții se ocupă de mituri în propria mea biografie, mituri pe care ei le inventează. Da, sunt... Și probabil ați dorit și să le spulbera, să le clarifică. Nu, că nu stau să fac polemică cu cei care inventează despre mine. Mai dau câte un răspuns pe aici pe acolo, dar în general nu intru în polemici, că n-are rost. Îmi pierd vremea degeaba. Mai bine scriu propriile cărți. Cine nu le apreciază, poate să mă atace sau cel mai bine ar fi să nu le mai citească și să joace de treaba lor. Mi s-a părut o carte cam detașată. Detașată de ce? De mine însumi? Sau? Da, ați găsit așa un fel de împăcare cu lumea. E o carte senină. Chiar întâmplări foarte neplăcute sau tragice, tratate cu o oarecare distanță. De pildă când vă invadează securiștii casa și are loc un episod violent, aveți o distanță față de episodul acela. Da, cred că e maniera mea de a scrie. Dacă citiți și alte cărți care se referă la alții, nu la mine, cred că am tratat lucrurile cam în genul ăsta, cu oarecare detașare și cu oarecare ironie. Citind cartea, pare că ați fost un copil cu minte. Da, bine, un copil relativ cu minte. Iubesc totuși mai mult ca orice libertatea și... Sigur, am fost cu minte, dar sunt capabil și de mici boroboațe, ca să spun așa. Dacă mi se îngrădește libertatea, încerc să scap din plasa asta și atunci poate că nu mai sunt chiar atât de cu minte. Nu sunt... Bine, nu o să vorbesc eu despre mine, fiecare își poate face impresia pe care și-o dorește, dar sunt cu minte pe de o parte, dar nu sunt deloc conformist. Adică îmi place să fiu lăsat să judec cu mintea mea. Și spuneți de câteva ori în carte, vorbiți despre istoria mea, adică istoria așa cum o înțelegeți dumneavoastră. Și că da, în ciuda ceea ce se întâmpla, vă păstrați această, să spun așa, mod intim de a privi... Eu am gândit cu mintea mea, sigur, nu doar cu mintea mea, este și fondul de familie pe care l-am moștenit, fără îndoială, dar pornind de aici, de fiecare dată am înțeles să judec lucrurile în felul meu. Nu prea sunt ușor de manipulat sau nu... E greu să reușesc să-mi bage în cap niște lucruri în care eu nu cred. Și spuneți la un moment dat că dumneavoastră ori urmați regulile exact așa cum sunt, ori nu le urmați. Într-un anume context, o discuție pe teme religioase cu maică mea. Da, în general respect regulile, dar depinde acum de situație. Care credeți că e influența familiei, părții dumneavoastră italiene, a familiei care s-a transmis, pe care o păstrați da, familie în care personalitatea noastră de istoric. Să e o familie care s-a românizat încă înainte de a mă naște eu, în casă se vorbea numai românește asta de când era maică-mea mică. Deci m-am născut într-o familie pe jumătate, bineînțeles, din partea mamei de origine italiană, dar aflată deja la a patra generație în România și sigur, asta creează o mică diferență, dar diferența asta e valabilă aproape pentru oricine. Fiecare avem propria noastră identitate care nu e
identică cu identitatea celorlalți. Sigur că a contat, a contat această origine, faptul că am fost botezat catolic, iarăși, dar toate astea nu mă împiedică să fiu român ca toți românii. Sunt foarte mulți români, poate mai puțin în mediul rural, dar în mediul citadin, aș spune că majoritatea românilor au măcar câte o picătură de sânge neromânesc, grecesc, sau mai știu eu, italienesc, nemțesc și așa mai departe. România modernă, am scris despre asta, nu? Cum s-a românizat România. Deci am arătat cu cifre, în partea a doua, mai ales a secolului al XIX-lea, o grămadă de străini s-au stabilit în România. Și au devenit ei, sau copiii, sau nepoții lor, au devenit români sadea, cum să zic, dar cu origini diferite. A fost tot procesul ăsta de modernizare, de intrare a României în concertul european, pe modelul occidental. Era nevoie în anii aceia de modernizare rapidă, era nevoie de oameni care să se priceapă la diverse lucruri. Foarte mulți dintre medicii, dintre inginerii, dintre arhitecții români din secolul XIX au cele mai variate origini. Deci printre ei și familia mea de italieni, o familie de antreprenori, de ingineri, de drumuri, de italienii se pricep la drumuri încă de pe vremea Imperiului Roman, iar românii se pricep mai puțin, așa că știți cum e povestea cu drumurile până astăzi în România, așa că mai apelează și la alții. Cred că e totuși o caracteristică clară. Vorbiți despre un anticomunism primar. Și faptul că da, expresia francezilor de stânga, francezilor comuniști, adică cum ești comunist așa, fără să încerci măcar să iubești comunismul, încearcă să-l iubești și dacă nu reușești, mai vedem. Da, am fost... Dar asta era în familie, adică... Da, era în familie. Că chiar erau multe familii care vreau să integreze în societate, să... Păi și eu am vrut să mă integrez, că dacă nu te integrezi, mai ales că noi acum știm că s-a terminat comunismul, dar cât timp am trăit în comunism, nu știam că o să apucăm post-comunismul. Și eu eram convins că n-o să apuc o altă fază istorică care avea să vină, dar cine știe când. Așa că bineînțeles că încercai să te integrezi, ce era să faci, să te duci în munți, s-au dus unii la început, așteptându-i pe american, dar nu, trebuia să te integrezi. Dar să te integrezi pierzând cât mai puțin din propria ta capacitate de a judeca lucrurile. Să te integrezi exterior, dar interior să rămâi tu totuși. Cred că am reușit treaba asta. Dar mama dumneavoastră, când v-ați înscris la cercul de istorie de la Palatul Pionierilor, v-a spus să vă retrageți, fiindcă aceea nu e istorie. Da. Dar după aia a fost într-un totul de acord cu mine. Bine, un număr de ani mai târziu, când lucrurile se mai destinseseră puțin, a fost absolut de acord cu mine să fac facultatea de istorie, ceea ce i-a uimit pe mulți. Fiindcă tot tânărul român trebuia să se facă inginer atunci. Și dumneavoastră ați decis destul de vreme să deveniți istorie. Da, că m-a pasionat istoria, adică m-a pasionat trecutul. Am povestit și cu mansarda din Câmpul Lung, Mușcel, unde era o grămadă de cărți, de reviste, de almanacuri, de tot felul de lucruri vechi. Da, și pe la 12-13 ani asta am zis, că voi face istoria, că voi deveni istoric și m-am ținut de cuvânt. Recunoașteți într-un loc că școala n-a avut pentru dumneavoastră un rol. A, da, nu mi-a plăcut școala chiar enorm, cum să spun. Bine, nici n-am urât-o, nu pot să zic, precum Bacovia, liceu, cimitirea tinereții mele. Dar nu mi-a plăcut prea mult, da. Îmi place să fiu liber, îmi place să descoper eu niște lucruri, așa cum mă duce pe mine mintea. Nu-mi place școala asta care te pune să înveți o grămadă de lucruri care nu te interesează, de care nu o să ai nevoie. Păi am luat 10, numai 10 la toate materiile la bacalaureat, pe niște lucruri pe care acum nu le știu, n-aș lua nici nota 2 să fiu întrebat din nou.
nici nota 2, inclusiv la unele subiecte de istorie, probabil. Dar faceți portrete destul de detaliate, să spun așa, profesorilor și echilibrate. N-am nimic împotriva lor până la urmă. Nu sunt o persoană dușmănoasă. Sunt critic, dar nu sunt dușmănos. Nu sunteți deloc dușmănos în cartea asta. E o carte... Dar, dar nici în celelalte, cum să spun. Sunteți puțin olimpian. E, dacă așa ziceți, înseamnă că așa e. Autorul nu e persoana cea mai potrivită pentru a vorbi despre propriile lui cărți. Cărțile aparțin încă o dată cititorilor și fiecare le citește în felul său. Adică nu, de pildă, nu apar în cărțile noastre frământările adolescenței, chinurile. N-am fost chiar atât de frământat, cum să spun. V-am zis cum stau lucrurile cu istoria, deci dacă la 12 ani, 13 ani cel mult decisesem că o să mă ocup de istorie și numai de istorie, sau în orice caz, în primul rând de istorie, înseamnă că toată povestea asta a mers neted înainte, nu mai aveam de ce să mă frământ. Și ați fost tot timpul pe primul loc? Pe primul sau aproape de primul, depinde. Am povestit cam în toate fazele din liceu, cam pe ce loc am fost. Asta așa, de dragul informației, nu are nicio importanță. Bine, importanța are să-ți intre în cap că trebuie să faci ceva, dacă se poate să fii primul. Asta contează, cum să spun, să-ți dorești să reușești. Dar în rest... Nu o să mă laud acum cu rezultatele din liceu, pentru lumea lui Dumnezeu. Am mai făcut ceva și după aceea, totuși. E un episod în care, fiind student, nu vă duceți la muncă patriotică? La muncă patriotică. Ne convocaseră pe malul mării la Costinești. Era o tabără organizată pentru... a pregătit defilarea de 23 august 1964. Deci când se împlineau 20 de ani de la 23 august 44, da. Și bun, mi-ar fi stricat complet vacanța. Eu mă duceam la Câmpul Lung în fiecare an. M-am gândit, m-am frământat, vedeți că am avut și eu frământările mele, deci și până la urmă nu a mers. Da. Era un mic risc. Dar nu s-a întâmplat nimic grav, trebuie să mărturisesc. Cel mai interesant e... Era perioada de oarecare destindere, totuși, care a sfârșit într-o fundătură, da? În 64, 65, 66, mă rog, până în 68, cu evenimentele din Cehoslovacia. Deci au fost câțiva ani de deschidere, relativă deschidere, da. Nu știu dacă aș fi chiulit așa de la un 23 august pe la începutul anilor 50, cred că ar fi fost mai grav. Dar ce urmează după aceea? Adică ați fost propus pentru sancționare de către BIRUPC? Da, și colegii mei au votat împotriva, da. Da, dar nu era o chestie atât de importantă. Totuși era o solidaritate. Așa a fost, nu mint, da. S-a votat împotrivă și s-au lăsat după aia pe gubași, nu m-au mai... Au repetat votarea ca să vadă... Da, tot în aceeași ședință, dar după aceea au lăsat lucrurile așa. Că puteau să mă convoace la o instanță superioară, ce știu eu, care să-mi dea o sancțiune. Bun. N-a fost nimic foarte, foarte grav. Dar, încă o dată, trebuie să ținem seama că erau anii de oarecare destindere. E interesant și episodul când ați fost propus să fiți membru de partid. Da, și... uite, apropo de frământările pe care le-am avut sau pe care nu le-am avut, asta m-a frământat, într-adevăr. Fiindcă, pe de o parte, în sinea mea cel puțin, am fost întotdeauna un anticomunist convins, iar pe de altă parte... Ce era să fac dacă mi-au solicitat treaba asta? Eram șef de promoție, eram primul din an și vreau să mai îmbunătățească și calitatea membrilor de partid. Ce era să fac? Să spun că nu vreau? Dar ați trecut printr-un fel de, spuneți, ritual de inițiere. Întâi
A, bine, m-au criticat, mă obișnuisem cu criticile astea. Dar vedeți, de fiecare dată, că au fost ședințe de-astea publice în care am fost criticat, în clasa 5-a mai întâi, după aceea în liceu, după aceea în facultate, pe cuvânt că nu mai țin minte de ce am fost criticat, am făcut ce mai curând, arăt și în carte, probabil pentru ce n-am făcut, adică se izolează de colectiv. Bine, eu nu sunt foarte sociabil, nu-mi place să conduc, nu-mi place nici să fiu condus, așa, și a fost întotdeauna. Asta era grav din punct de vedere comunist, că trebuia să te dizolvi în colectiv, individualitatea nu mai exista, exista doar colectivul. Și atunci când ți se spunea că nu te integrezi în colectiv, asta nu era de bine, da. Și probabil că aveau dreptate, sigur că nu mă integram, dar nu mă integram ca să fac ce, să... Nu, era un ritual comunist. Critica și autocritica. Trebuia să lovești în ceilalți și să lovești încă și mai tare în tine însuți. Asta ca să distrugă personalitatea, individul. Deci... forța cea mare, singura forță, era a colectivului. Spuneți că De Gaulle ajunsese idolul dumneavoastră în momentul acela de deschidere. Da, poate idol e prea mult spus, dar în orice caz am avut mare admirație pentru el. Bine, la o vârstă când trebuie să admir pe cineva, cum să spun. Începuse să vină, am arătat în detaliu și presa franceză, Le Monde, Le Figaro, Le Express, Parimaci, le citeam pe nerăsuflate și era o politică într-adevăr spectaculoasă asta pe care a dus-o De Gaulle. A fost o figură, o mare figură. Bine, acum sunt mai conștient de unele limite ale lui, de diverse prejudecăți, dar lăsându-le la o parte, a fost cineva De Gaulle. Nu numai în istoria Franței, chiar a lumii. Revenim un pic. Lucrați la Viața Studențească și... Nu lucram, am colaborat cu... Ați colaborat și ați făcut un număr sau două numere, unul consecutive despre unirea principatelor și atunci ați făcut o, să zicem, gafă. Păi e bine, atunci... dacă vreți am făcut-o eu, au făcut-o unioniștii de la 1959, deci într-un ziar cât se poate de unioniști din București. Se scria ceva în genul moldovenii și românii de aici. Și imediat le-a sclipit ideea acestor isteți, activiști de partid care ori mai fi fost, că eu susțin, în primul rând că eu nu susținea nimic, așa se exprimau ăia în epocă, nu? Susțin că moldovenii n-ar fi români. Începuse faza națională, cum să spun, în 1964. Și asta este. Au scos o nouă ediție. A fost retras toată ediția. S-a retras, da, și s-a scos o nouă ediție unde au căutat cu lupa să mai găsească ceva, adică nu mai vreau să o facă și pe a treia sau a patra ediție. Și au mai găsit o chestie care ar fi putut să fie neconvenabilă. Faptul că după alegerea lui Cuza la Iași, românii din Moldova, au trimis o delegație la Constantinopol ca să anunțe ce și cum, mă rog. Și imediat a sărit cineva în sus, dar ce nevoie aveam noi să trimitem delegație la Constantinopol? Gata, au scos și pasajul ăla. Nu aveam nevoie. Niște idioți sau, nu știu, nu vreau să calific, da. Când o să urmeze volumul 2, v-ați apucat să-l scrieți? Nu, am scris așa câteva pagini să văd cum iese. Nu știu, aștept verdictul cititorilor. Dacă o să intereseze cartea, va avea și o continuare. Dacă nu o să intereseze... Și, știți că și între cărțile mele deosebirea e foarte mare în ce privește tirajele, în ce privește vânzările, adică interesul publicului. Am reeditat, o să scriu despre ea dacă îmi continui amintirile, teza mea de doctorat despre Eugen Brote, un luptător național din Transilvania, din perioada memorandistă și așa mai departe. Am reeditat-o și știți în ce tiraj încă se mai găsesc exemplare. 1000 de exemplare. 1000 de exemplare, da? Istorie și mit se apropie de 40.000. De ce se România altfel a depășit 70.000 de exemplare, altele sunt pe la 10-20.000. Iar biata mea teză de doctorat
pe care am republicat-o ca să introduc pasajele care au dispărut atunci din pricina cenzurii și așa mai departe. Nici măcar 1000 de exemplare. Așa că publicul e foarte selectiv și e dreptul publicului să aleagă, să-i placă sau să nu-i placă. Dacă nu-i place publicului, înseamnă că scrii doar pentru tine, nu știu dacă merită. Sper însă să fie o carte care să intereseze.